Săturat să stoarceți mopurile murdare? Faceți eforturi, dar cu toate astea nu puteți spăla sub canapea? V-ați săturat de faptul că mopurile tradiționale doar împrăștie mizeria? Toate astea aparțin trecutului. Vă prezentăm mopul Whirly. E un mop fantastic cu design revoluționar al cărui cap rotativ face o mișcare de 360 de grade. În plus, dispune de capacitatea de a centrifuga. Apăsați pedala, iar găleata va efectua 2600 de rotații pe minut. Astfel, mopul va fi complet uscat. Mopul Whirly absorbe de 6 ori mai multă apă decât unul tradițional. Capul mopului dispune de fire în formă de stea obținută printr-o tehnologie specială. Datorită puterii de absorție, murdăria și apa de pe podea vor ajunge direct în capul rotativ. Podeaua va rămâne curată și uscată. Urmează o mică demonstrație. Într-un recipient cu apă am introdus un mop obișnuit, iar în celălalt se află mopul Whirly. Mopul Whirly a absorbit toată apa, pe când celălalt doar jumătate din cantitate. Pe deasupra, mopul picură. Nu am terminat. Punem mopul Whirly într-un alt recipient cu apă și așteptăm până când firele speciale absorb apa. Mopul Whirly e ușor de folosit. Introduceți mopul în centrifugă și apăsați pedala. Mopul va fi stors. Incredibil! Am stors cantitatea de apă pe care am pus-o adineauri în recipient. Microfibrele au capacitatea mare de absorție, astfel dumneavoastră veți face de 6 ori mai repede curățenie. Podeaua se va usca în câteva clipe. Priviți! Firele speciale ale mopului Whirly absorb foarte repede lichidul în capul acestuia. E incredibil! Mopurile tradiționale sunt greu de folosit. Veți putea schimba capetele doar dacă le scoateți cu mâna. Astfel, atingeți apa murdară. Capul mopului Whirly se schimbă printr-o singură mișcare. Nu veți atinge murdăria. Mâinile dumneavoastră vor rămâne delicate și curate. Capul mopului Whirly face o mișcare de 360 de grade. Astfel puteți face curat pe o suprafață mare. Veți termina curățenia de 6 ori mai repede decât dacă ați folosi un mop obișnuit. E perfect pentru suprafețe uscate și umede. Puteți șterge praful și geamurile. Un mop obișnuit e greu de folosit. Dacă nu aveți grijă, stropiți în jur. Capul mopului va rămâne ud și va fi urât mirositor. În plus, pe acesta se află microbi care dăunează sănătății. Datorită sistemului de centrifugă al mopului Whirly, trebuie doar să apăsați pedala și mopul va rămâne perfect uscat. Apa și murdăria au fost înlăturate. Mânerul mopului Whirly e telescopic și se poate îndoi. Astfel, dumneavoastră puteți face curat peste tot. Sub dulap, chiuvetă, masă, canapea, pat, ba mai mult, puteți curăța chiar și tavanul. Datorită capacității de absorție a microfibrelor, puteți spăla aproape orice suprafață, faianță, parchet, marmură și plăci de ceramică. Puteți șterge scările sau praful de pe mobilă. Puteți spăla baia, chiar și mașina. Capul mopului Whirly face o mișcare de 360 de grade. Astfel puteți face curat pe o suprafață mare. Veți termina curățenia de 6 ori mai repede decât dacă ați folosi un mop obișnuit. E perfect pentru suprafețe uscate și umede. Mopul Whirly e extrem de eficient. Sunați și comandați acum mopul Whirly, iar noi vă vom trimite întregul set. Acesta conține găleata specială cu sistem de centrifugă, coada telescopică din aluminiu și capul special. Sunați și comandați acum mopul la un preț promoțional. Nu stați pe gânduri. E timpul să petreceți mai puțin timp făcând curat în casă. Mopul Whirly. Sunați și comandați acum. Mâncăruri apetisante și tăvi aranjate cu gust. Arată grozav, nu-i așa? Dar consumă mult timp și o groază de energie. Folosirea roboților mari de bucătărie este extrem de complicată. Pentru munca de zi cu zi aveți nevoie doar de un singur aparat compact. Noul RoboChef. Mărunțește pătrunjel, sfărâmă gheață, zdrobește fructe proaspete, toacă și carne, taie legume, macină alune și nuci, prepară piure în câteva clipe. În sfârșit, un ajutor de bucătărie multifuncțional care înlocuiește roboți de bucătărie grei și complicați. Uitați de monștri de bucătărie! Bine v-am găsit! Cu RoboChef gătitul devine o plăcere! Ce ne-ai adus azi, Thomas? Cu ajutorul tău, azi vom prezenta câteva rețete și bunătăți speciale, trucuri de bucătărie pe care le puteți folosi fără cel mai mic efort de acum încolo. Să mă bucur să vă prezint noul RoboChef. Deși mic,
Este un aparat de bucătărie de neînlocuit. Toacă, mărunțește, prepară piure, feliază legume, amestecă aluaturi, răzuiește ciocolată și macină condimente. Este un robot multilateral, e capabil de o mulțime de lucruri. Motorul Power de ultimă generație, cu capac transparent și un bol din sticlă termoresistentă. Exact. Să începem prezentarea cu o ceapă. O punem în bol, așezăm capacul la loc, punem motorul deasupra și pornim robotul. 1, 2. La început vedem bucăți mari, apoi bucăți mai mici, iar ceapa este perfect mărunțită. E atât de simplu? Cu inegalabilul RoboChef puteți prepara mâncăruri gustoase. Din țelină proaspătă și morcovi tare obțineți o salată sau o garnitură sănătoasă. Puteți pregăti varza pentru gătit în câteva clipe, fie varză albă, fie varză roșie. Acum să mărunțim pătrunjelul. Așa ceva este imposibil. Nu și pentru RoboChef. Eu nu reușesc RoboChef niciodată. RoboChef înlocuiește aparatele și răzătoarele speciale și complicate. În plus, economisește și timp. Lamele făcute din oțel german sunt special concepute. Ele se potrivesc perfect la forma bolului. Acum așezăm capacul transparent la loc, altfel motorul nu pornește. Îl punem numai deasupra, apăsăm butonul albastru, 1, 2, iar rezultatul, pătrunjel mărunțit în câteva clipe. RoboChef este un ajutor de bucătărie extraordinar. Vezi, Beate? Spuneai că e imposibil, dar RoboChef a făcut față la această sarcină. Iar acum urmează ceva senzațional. RoboChef e capabil de aproape orice. Orice? Toacă chiar și carnea. Un tocător de carne? Nu avem nevoie de acei moștri? Nu mai avem nevoie de tocător de carne. Și atenție, lucrăm cu același cuțit. Toți pătrunjelul și carnea deodată? E incredibil, nu? Hai să-ți arăt. Privește. Am pregătit niște carne proaspătă de vițel. Am tăiat-o în bucăți mai mari. Vom face din ea carne tocată. Punem cantitatea dorită în bol. Cu RoboChef putem condimenta direct carnea tocată. Adăugăm puțină ceapă, usturoi și pătrunjel după gust. Astfel iar economisim timp. Carne, ceapă, pătrunjel? Da, punem puțină sare și piper. Știi ce gustos va fi? Punem capacul, altfel RoboChef nu pornește. E sigur, deoarece nu te poți accidenta în timpul folosirii. Aha, e înțelegi? Sigur. Așezăm motorul Power deasupra, 1, 2, 3 și carnea tocată proaspătă e gata. În plus, cu RoboChef pregătim cantitatea de carne de care avem nevoie. Numai câteva clipe și putem servi un biftec tartar savuros. Fantastic! De acum încolo, oricine poate prepara carne tocată, rulade gustoase, lasagne delicioasă și chifteluțe de casă. Dar asta nu e tot. RoboChef face față chiar și la nuci sau la alune. Incredibil! Evident! RoboChef este multifuncțional. Și acum să măcinăm alune, de care avem nevoie de fiecare dată când preparăm prăjitură sau tort. Punem capacul și motorul la loc și 1, 2, alunele sunt mărunțite. Astfel economisim bani. Putem mărunți și nuci, pentru baili, de exemplu. Putem obține cafeaua măcinată cea mai fină. Putem măcina piper și orice fel de condimente. RoboChef este un aparat multilateral. Iar acum următoarea provocare. Facem zahăr pudră din zahăr cubic. Să luăm câteva cuburi de zahăr. Poate și tu ai vrut să prepari o prăjitură sau un tort și n-ai avut acasă zahăr pudră, nu-i așa? Da, cu toții am mai pățit-o. La magazin, pentru că ai nevoie de el îndată. Nu poți prepara o prăjitură fără zahăr pudră. Dar privește! 1, 2, 3, zahărul devine din ce în ce mai fin. Din zahărul cubic facem zahăr tos, apoi apăsăm butonul albastru până ce obținem o pudră fină. Cu cât apeși mai mult butonul, pudra va fi cu atât mai fină. Wow! Gat. Fantastic! Zahăr pudră e incredibil de fin. Cu asta poți presăra orice prăjitură sau tort. În bucătărie avem nevoie adeseori de brânză răzuită. Avem aici niște brânză parmezan feliată, iar acum o vom răzui cu RoboChef. Punem totul dar, în bol. Brânza asta pare destul de tare. Așa este, dar chiar dacă RoboChef este mic, el are o super putere. Exact. Are un motor de 400 de W, două lame ascuțite și tare din oțel german și un bol din sticlă termoresistentă. Nici brânza parmezan nu reprezintă o problemă. Așa că putem servi spaghetele gustoase cu brânză parmezan proaspătă, dar RoboChef mai are surprize pentru tine. Nu-ți va veni să crezi ce am adus cu mine. Ia uite. Nu se poate. Nuci cashew. Pentru vestitul pesto italian avem nevoie și de puțin busuioc. Parcă ar fi într-o adevărată bucătărie italiană. Adăugăm nucile cashew la brânza parmezan, punem totul în bol, apoi adăugăm și frunzele de busuioc pentru ca pestoul nostru să fie cu adevărat delicios. Totul e proaspăt și sănătos. Uleiul de măsline de calitate presat la rece completează perfect combinația de gusturi. Încă un cățel de usturoi pentru condimentare. Așezăm la loc capacul și motorul, apoi 1, 2 și vezi? Vezi cum macină fin busuiocul și cum îl amestecă cu parmezanul răzuit? Putem servi un pesto adevărat acum.
Prepararea bucatelor gustoase și speciale e acum atât de simplu. Un RoboChef poate prepara niște ravioli la fel de gustoase ca în restaurantele italienești cele mai bune. Beate, ai știut că poți prepara și aluaturi? Chiar și aluaturi? Cu același cuțit. Nu ai nevoie de alte lame. Îți arăt acum cât de simplu e totul cu RoboChef. Sau pizza? Exact. Ador pizza de casă. Pot să prepar chiftele sau pâine crocantă. De acum încolo pot să le prepar și singură. Să vedem un aluat clasic. Făină, ouă și apă. E foarte important să fim atenți la proporții, să obținem un aluat de o consistență potrivită. Cu motorul performant, prepararea aluatului devine un fleac. Îl pornesc și RoboChef lucrează aproape de la sine. Și ca prin minune, aluatul e gata. Vezi? E foarte Oare simplu. Cât mai durează? E gata deja. Imediat o să vedem dacă am reușit. Orice gospodină ar fi mândră de un aluat ca acesta. Arată bine! Îl punem pe planșetă, îl presărăm cu făină, așa, așa cum o face bunica. Oricine vede cum arată aluatul de calitate, priviți numai! Nici măcar o bulă de aer, ca și cum l-ar fi făcut un maestru bucătar. Aluat de casă pentru pâine, prăjituri și torturi. RoboChef este un aparat de bucătărie extrem de eficient și super puternic pentru uz zilnic. Mărunțește, toacă și carne, amestecă aluaturi, răzuiește brânze tari, este multifuncțional. Cu el puteți prepara înghețata de fructe preferată în câteva clipe. Mai mult, mărunțește nuci și alune. Și acum transform RoboChef într-un aparat mai mare cu ajutorul bolului mixer. Are o capacitate de 1,5 litri. Se poate folosi și ca pahar gradat. Putem doza cu ușurință alimente solide și lichide. Și cel mai important, cuțit special. Însă acum nu mai rotește cu 1, 2 sau 3, ci 4 cuțite. Datorită designului patentat special, cuțitele pot lua două poziții. Una paralelă și alta, e interesant, nu? Perpendiculară. Punem capacul pe bolul mixer și cu motorul său super puternic, RoboChef e gata de acțiune. Ne ușurează munca. Tot ce ne trebuie pentru o supă de legume intră în bol. Adăugăm și un cub de supă de carne pentru un gust cât mai bogat. Apoi punem niște fulgi de cartofi instant sau piure de cartofi gata făcut. Mie îmi place foarte mult. Și mie îmi place enorm. Sau putem pune chiar orez fiert. Să nu uităm nici de unt. Desigur, poți folosi și margarină dietetică. Cum vrei tu. Fiecare să condimenteze după gust. Dar sunt sigur că toată lumea se întreabă cum poate RoboChef să prepare o supă. Uite, apă fierbinte pentru supă. Torni apa fierbinte în el? Bolul mixer e termorezistent, deci poți folosi apă fierbinte sau rece ca gheața. Privește! Prepararea supei este foarte simplă cu RoboChef. Și încă ceva foarte interesant. Numai. El poate prelucra o cantitate mare de lichid în câteva clipe. Putem prepara supe delicioase pentru întreaga familie. Vrei să o guști? Supa cremă de broccoli gustoasă e gata în câteva clipe. Puteți încerca și dumneavoastră. Doar imaginația este limita. Să mai punem niște crutoane. Da, e o idee excelentă. E într-adevăr cremoasă. E foarte bună. RoboChef mărunțește gheața în câteva clipe. Adăugând fructe proaspete, obținem o băutură răcoritoare de vară grozavă. Exact. RoboChef este estetic și nu ocupă mult loc. El înlocuiește o mulțime de aparate în bucătăria dumneavoastră. Motorul de 400 de W are o putere extraordinară. Mai țineți minte? Secretul e performanța. Pe lângă ideile prezentate, găsiți multe instrucțiuni de utilizare care vă vor ajuta să folosiți RoboChef în mod sigur și eficient. Ceea ce v-am prezentat e doar o fracțiune din cele descrise în instrucțiuni. Puteți studia micile trucuri și rețetele speciale în căminul dumneavoastră. Asta e tot? Nu e tot. Oferim cadou discul special cu care puteți prepara cu ușurință frișcă, creme sau chiar maioneză. Munca din bucătărie niciodată nu a fost atât de simplă. Primiți un set RoboChef complet, care este o parte indispensabilă a fiecărei bucătării moderne. Vă recomandăm și acest bol mixer cu cuțit dublu special. Sunați la numărul afișat pe ecran. Colegii noștri vă stau la dispoziție. Sunați-ne acum! Profitați de această ofertă incredibilă! Comandați acum robotul dumneavoastră personal de bucătărie, RoboChef! RoboChef, robotul de bucătărie ultra-rapid și ultra-eficient pentru uz zilnic. Are motor de 400 de W, capac transparent, cuțite din oțel de calitate superioară, bol rotund din sticlă termorezistentă, suport din silicon aderent care previne mișcarea aparatului pe masă. RoboChef este ușor de montat. Dumneavoastră trebuie numai să așezați cuțitul în bol. Puneți capacul transparent la loc, porniți motorul super puternic și puteți mărunți, râșni sau amesteca în câteva clipe. Puteți răzui diferite
brânzeturi puteți prepara înghețate sau puteți mărunți chiar și nuci. Să înlocuim cuțitul universal cu discul special de făcut spumă. Cu acesta puteți prepara creme și frișcă în câteva clipe. Acum vă oferim discul special cadou la comandarea setului. În plus, primiți multe rețete speciale. RoboChef, robotul de bucătărie super puternic, sunați și comandați acum!